Să salut națiune și îți urez bun venit la un nou clip, bun venit la o nouă listă, bun venit la o nouă listă actualizată. Vorbim despre parfumuri supraevaluate, vorbim despre parfumuri super evaluate pe nedrept, din punctul meu de vedere. Fac câteva precizări de asemenea, încă de la bun început, ca să ne auzim vorbe la proces. Și am tot ceea ce zic în acest clip este părerea mea, părere bazată pe experiența avută cu aceste produse, pe utilizarea lor, pe deținerea lor, pe purtarea lor. Și două potrivă reprezintă un sfat de a avea așteptări mai mici sau mai realiste în cazul în care veți fi interesat să achiziționați parfumurile acestea sau vreunul dintre aceste parfumuri. În ideea în care să nu plecați urechea la absolut toate imbecilitățile debitate de toți plasătorii de produse prin mediul online, fie el românesc, fie el internațional, pentru că aia este meseria lor, pentru că doar astfel poți să-și ia ciubucul. Hai să începem această listă. Conține 15 parfumuri, doar că sunt mult, mult prea supraevaluate și mega umflate în pene de către cetățenii pe care am amintit adineaori. Prima intrare. Amoaj, Beloved Man. O, da. Un parfum demn de uitat, din punctul meu de vedere. Un parfum care nu aduce absolut nimic nou pe piață. Un parfum care nu reflectă, dacă vreți, calitatea și potențialul creativ al casei Amouage. Asta pentru mine este un parfum care poate fi foarte ușor confundat cu un parfum de tip designer. Este un fresh, este un parfum fresh, ai note proaspete, ai note citrice de grep, de exemplu, dar este foarte puțin memorabil. Și mai puțin memorabil este implicit performanța sa. Drept mare, prima intrare din această listă, Amouage Beloved Man tot în aceeași categorie poate intra și Honor man, nu Honor Man, scuze, Memoir Man, deopotrivă Opus 5 de la această casă. Nu întotdeauna lucrurile sunt, hai să spunem, meritorii din punct de vedere al prețului plătit, indiferent că vorbim de case scumpe sau foarte scumpe. A doua intrare, pe același principiu, vorbim despre o casă de asemenea scumpă, vorbim despre Electimus, London, iar parfumul în cauză este Jupiter. De când îl am, eu nu reușesc să înțeleg ce vrea să reprezinte parfumul ăsta. Nu înțeleg de ce este atât de lăudat, nu înțeleg de ce este atât de glorificat, de ridicat în slăvi, contextul în care, din nou, este un parfum foarte, foarte puțin memorabil. Adică nu vine cu nimic nou pe piață, nu vine nici cu o rețetă nouă de elemente, nu vine nici cu un miros unic, nu vine nici cu o componentă creativă foarte ridicată, este un parfum pe care l-am mai mirosit de cel puțin 50 de ori în decursul acestei vieți. Chipurile este un parfum lemnos. Chipurile se dorește a fi un parfum care să emane putere, sursa de inspirație fiind zeul roman Jupiter. Zeul suprem, echivalentul lui Zeus din mitologia greacă. Cu toate acestea, este o combinație foarte ușor de uitat de lemn de agăr cu tonuri condimentate, șofran în mod deosebit, și de asemenea cu trandafir. Lucru pe care îl întâlnești în foarte, foarte multe alte creații de sorginte orientală. Performanța este foarte bună, calitatea este foarte bună, dar mirosul în sine nu este ceva ce n-ai mai întâlnit sau ceva ce nu vei mai întâlni în cel puțin 100 de parfumuri similare. Următoarea intrare. Ăsta. Amorud. Wet Stone. Dumnezeule, câte epitete! Întotdeauna îl vezi reîntâlni în liste cu parfumuri acvatice. Gen unul dintre cele mai bune parfumuri acvatice. Dumnezeule, miroase precum marea. Miroase precum... Nu are absolut nicio legătură, oameni buni. Dețin parfumul ăsta de peste un an de zile. L-am purtat de m-am plictisit de el. Este un parfum aromatic și nimic mai mult. Nu are absolut nimic în comun cu tonurile acvatice decât, nu știu, dacă te scapă treaba mare și te bagi undeva într-un fiș pe marginea mării, într-o pădure, hai să spunem, de cedru sau de chiparos sau de pini. În fine, după caz. Aia este singura legătură cu partea acvatică, cu partea marină. În rest este un parfum verde aromatic și nimic mai mult. Deși calitatea este bună și performanța este bună, mirosul este ceva ce mi-ai mirosit în o mie de parfumuri, în mod deosebit de designer. Amorud Wet Stone. Mai departe. cred că nu poate să lipsească. Ei sunt de fapt meseriași la genul acesta de compoziții, supraevaluate, supraglorificate, glorificate nedrept, nejustificat. Și intrarea este Citrus Biggerade. Nu pot să zic că am avut așteptări mari, dar nici nu pot să zic că nu m-a dezamăgit. Și, deși parfumul în sine este foarte simplu, deși parfumul în sine miroase foarte bine, propriu zis este despre lămâie sau mai degrabă apă cu lămâie, dacă vreți. Gândiți-vă la tradiția turcească de a întâmpina musafir în casă cu un bol de apă și cu felie de lămâie aruncate în bolul respectiv, așa fel încât musafirul când intră în casă, primul lucru pe care îl face este să se spele pe mâini. Tradiție pe care o respectă și casa Nișane și vorbesc despre Nișane Coloniz, care exact de acolo se și inspiră, diferența fiind între ăla și prostia asta de la Creed, că ăla performează de 10 ori mai bine ca ăsta și este de 10 ori mai calitativ decât ăsta. Ăsta este probabil parfumul din această listă cu, nu știu, cu cea mai mare caracteristică de poșircă de tip designer. Și când zic poșircă, nu mă refer la parfumuri de designer obișnuite, ci mă refer la alea cele mai ieftine, alea de le cumperi cu 20 de lei canistra de 10 litri. La alea mă refer. Pentru că exact așa se comportă și miroase parfumul acesta. Lipsă de calitate, lipsă de performanță, lipsă de unicitate, dar în schimb trăiască marketingul, trăiască plasarea de produse și trăiască, și doamne tălpile, niște scoruri absolut fenomenale. Asta în contextul în care această colecție, și anume Aqua Originale, este discontinuată în totalitate de vreo 2 ani sau de 3 ani. De urmare, prețurile acestor produse au luat-o razna. De urmare, Citrus Biggerade este un parfum care se bucură de foarte multă laudă. Dumnezeule, cea mai bună lămâie! Miroase fantastic, este fresh, este demențial, vara, este uluitor, este incredibil. E... N-ați mai întâlnit așa ceva? Total fals. Minciun și nimic mai mult. Creed Citrus Biggerade. Mergem mai departe. Hai să vorbim despre coțăitul ăsta. Și când zic, nu mă refer la parfum în sine, neapărat, cât mă refer la creator, la Aaron Terence Hughes. Parfumul este odisei. Din nou, un parfum de nișă, dar care are o puternică componentă de designer. Propriu zis, se resimte ca un parfum de designer. Este calitativ, calitatea elementelor se resinte în cadrul compoziției, dar din punct de vedere olfactiv, ai mai mirosit așa ceva de cel puțin o de ori în creații de designer. Și din nou vorbesc din alea ieftine. Un parfum care nu excelează la absolut niciun capitol, performanța este satisfăcătoare, dar nu absolut deloc concludentă pentru segmentul de nișă. Calitatea elementelor este bună, dar nu cea mai bună. Și din punctul meu de vedere, cetățeanul ăsta se bucură de un hype și de o supraevaluare a activității sale, pur și simplu ieșită din comun. Este un cetățean pe care eu, unul personal, nu l simpatizez absolut deloc, prin nimic din ceea ce face, cu atât mai mult prin activitatea sa de mare creator de parfumerie, practică și asta niște tarife, din punctul meu de vedere nejustificate pentru ceea ce oferă, și mai mult decât atât are niște tampoane când vine vorba de Văzarea și expedierea în afara Marii Britanii de te, te, doare mintea, efectiv te doare mintea. Dar na, fiecare decide cum își conduce businessul după propriul lui plac. Ideea de bază este că parfumurile acestui cetățean, pentru că mai am și un alt eșantion dintr-o altă compoziție, nu sunt ceva care pe să mă convingă ca pe viitor eu să mai achiziționez ceva de la acest individ. Este doar marketing, este doar multă vrăjală, este doar multă prosteală din asta, de modă nouă, prin care simulăm, că ăsta este adevărul, simulăm, ne prefacem, că suntem buni, că suntem interesanți, că suntem sold out tot timpul, că suntem out of stock tot timpul, exact ceea ce practică și mari parfumieri din România, poate ați auzit de aici, că în România există case de parfumerie românești, care exact același principiu de marketing îl folosesc, când în realitate nu vând nimic altceva decât alcool de parfumier, și presărat cu niște arome. Exact aceeași situație este și în cazul de față. Aaron Terence Hughes și al său Odyssey. Următoarea intrare, să nu uităm de băiatul ăsta din America, pe numele său Tom Ford. Vorbim despre Grey Vetiver EDP, un parfum care de asemenea se bucură de niște epitete și niște metafore și niște hiperbole ieșite din comun, ieșite din condeiul lui Ion Creangă când în realitate, din nou, un parfum relativ generic. Puțin mai calitativ decât un parfum obișnuit de designer, dar cu o performanță lacustră. Nimic deosebit. Tonuri citrice, tonuri aromatice și foarte mult vetiver. Dar nici măcar nu e din ăla de foarte înaltă calitate. Și mai costă și o grămadă de bani. Dar e bine că și-a scos anul trecut, pe final de an, flankerul la această chestiune, sticla argintie, și care costă cât o mână și un picior, drept urmare, neapărat să vă închisuiți să o cumpărați și pe aia, pentru că deja au băieții grijă să vă anunțe că trebuie cumpărată. Următoarea intrare în această listă este un cetățean german pe care eu l-am considerat din totdeauna și voi considera mereu un păcălici în materie de parfumerie. Și am spus că este asta cu mulți ani în urmă. Nu e prima dată când o spun. Vorbesc despre Ghezașon și vorbesc despre proiectul lui hiper, incredibil și real de bun numit Eccentric Molecules. Și vorbim despre Molecule 05. O da. Da, într-adevăr. Super șmecherie, super calitate, super performanță, doar că lipsesc cu toate. Lipsesc în totalitate toate. Repul urmare, dacă vă interesează Molecule 05, aveți gânduri neprielnice, cu propriul vostru buzunar sau portofel, atunci vă recomand Malachiul 05. Mai departe, o altă casă hiper glorificată și un alt parfum de la ei hiper aclamat și supraevaluat. Drept este, nu e un parfum rău, dar din nou se duce în zona aia extrem de ieftinache, de generică, de designer. Vorbesc despre casa Tamin, London, o casă care nu este absolut deloc ieftină. Drept este, aici calitatea există, pe ei doboară în schimb partea de, hai să spunem, creativitate, în mod surprinzător, în contextul în care fostul director creativ de la Moaj este directorul lor creativ. Cu toate acestea însă, casa aceasta este recunoscută în primul și în primul rând pentru că, ce să vezi, copiază cu nerușinare alte creații de pe piață. Asta face. Cu asta se ocupă. Cu toate acestea, le copiază folosind elemente mult mai calitative, performanță mult mai bună, dar la uh, niște prețuri hiperbolante. Pentru mine, Green Pearl este un parfum generic. E bun. Vara, cel puțin, îmi place să-i resimt aroma, deși nu mă omor în mod deosebit după el și nici nu-l por fantastic de frecvent, nici vara. Dar, uh, na, Tamim London, este o intrare din această listă. Altă mega dudă pe care o veți întâlni foarte frecvent, în mod deosebit în rândul parfumurilor acvatice, cu titlul de exemplificare, este acest parfum. De la James Healy vorbim despre unicul, inegalabilul, incredibilul și realul Selmarin. Da. Într-adevăr. Dacă nu aveți ce face cu banii, eu vă recomand să vă duceți să-l cumpărați. E foarte simplă ecuație. E o compoziție extrem de curioasă, de dubioasă, de. nu știu, compoziție care nu transmite absolut nimic propriu-zis în legătură cu aspectul marin, ci doar îți creează o vagă senzație cum că te-ai afla undeva la o anumită distanță de posibilitatea existenței unei mări, unui ocean, știu eu, a unei plaje, și nimic mai mult are o notă de lămâie în el, absolut, absolut ireal făcută, e atât de, e atât de nenorocită nota în el, încât eu efectiv am refuzat să-l mai port. Foarte simplu. Cel Marin de la James Healy. Mai departe, desigur, una dintre casele care întotdeauna pentru mine ocupă un loc onorabil în genul acesta de liste, tocmai prin prisma compozițiilor, dar mai ales prin prisma prețurilor nejustificate pe care le solicită, la fel ca și Casa Creed, desigur diptic. Să nu uităm pe băieții de la diptic. Iar parfumul în cauză este Filosicos, varianta EDP. Există și varianta EDT. Vă spun iarăși același lucru pe care vi-l spun de ani de zile. Dacă vreți parfumuri de la DT care să performeze cât de cât pe voi, luați întotdeauna varianta EDP. Dacă vreți să aruncați banii din prima pe geam, luați varianta EDT. Nu că diferențele ar fi foarte mari din punct de vedere al performanței. Hai să zicem că dacă iei varianta EDP, primești, primești, ce exagerare, aproximativ o oră în plus de longevitate și o vagă calitate superioară a elementelor și a compoziției. Altfel, Filosicos, din nou un parfum care apare pe toate listele când se vorbește despre nota de smoking, despre nota de smokină și așa mai departe, când este vorba despre parfumuri de vară, Șlamă D, ETC este unul dintre cele mai aclamate, cele mai ridicate în slăvi. Oameni buni. Nu dați banii pe prostii, luați bomboane la copii. Există atât de multe opțiuni. Mult, dar mult mai bune, în primul rând calitativ, în al doilea rând din punct de vedere al performanței și implicit financiar, dacă vreți, decât acest filosicos EDP. Nu este un parfum rău în sine. Nu miroase rău, absolut deloc. Miroase foarte bine. Mie îmi place foarte mult mirosul său, dar performanța este extrem de dezamăgitoare. Și întotdeauna îl vei vedea hiperaclamat, supraevaluat, cât este de bun, ceea ce nu este adevărat. Diptic. Filosicos EDP. Hai să ne ducem la o legendă. La o legendă în viață. Da. Parfumul ăsta intră în categoria Creed Aventus. Parfumul ăsta intră în categoria Sensory 24 Wood Gold sau Gold fără Wood, că ăla, la propoziție este alt parfum. Parfumul ăsta intră în categoria nu știu, ziceți voi, Tom Ford, Tobacco vanil și așa mai departe. Genul ăla, sunt parfumurile intangibile, sunt parfumurile deificate, lerdu du désert Marocain. Andi Tower. Parfumul nu e rău. Nu miroase rău. Eu l-am cumpărat știind despre ce este vorba. Eu îl port știind despre ce este vorba. Eu l-am cumpărat pentru niște scenarii foarte specifice de purtare care mi se adresează mie ca și cumpărător, ca și utilizator. Dar, oameni buni, parfumul ăsta este atât de glorificat, este atât de sanctificat, este atât de supraevaluat, încât uh, îi face concurență lui Crida Ventus. Asta este adevărul. N-ai cum să pui problema altfel. Dumnezeule mare, le miroase tuturor a deșert, le miroase tuturor a nu știu ce, a nu știu cum. A... Nu are absolut nicio legătură cu deșertul parfumul ăsta. Ăsta nu este o întruchipare a mirosului specific de deșert. Parfumul ăsta este un parfum condimentat. În primul și ambrat condimentat lemnos. Nimic mai mult. Miroase, dacă vreți, precum un bazar, hai să spunem, genul ăla de scenariu. Gândiți-vă la un bazar din ăla oriental unde se vând condimente, de exemplu. Dar nici de cum nu miroase precum deșertul, așa cum veți vedea peste tot. Dacă vreți să miroși a desert, l'air du désert marocain, ma qu'est ce c'est Ui, total fals. Nu puneți botul la vrăjală, că nu are absolut nicio legătură. Eu, personal, am citat de mult timp să-i mai înțeleg pe cetățenii ăștia care se ocupă cu plasarea de produse, dar pur și simplu nu are absolut nicio legătură cu ceea ce descriu ăștia. Nu are, nu există legătura, decât, hai să zicem, zona aia de bazar, bazar unde se vând condimente. Altfel, un parfum bun, cu o performanță mai mult decât decentă, satisfăcătoare, asta în contextul în care vine concentrația apă de toaletă, apă de toaletă intensă, ca să fim cât se poate de specifici, un parfum excelent pentru mine, că ăsta este motivul pentru care eu l-am cumpărat, în scenarii de birou. Când vreau un miros de genul acesta, când vreau un specific de genul acesta, dar nu vreau ceva foarte invaziv, foarte intrusiv cu simțurile pentru cei din jurul meu. Pentru asta este excelent. Pentru restul, total aberant. Lair du de Desert marocen. Mai departe alt cetățean, al cărui mare fan nu sunt, dar asta este. Parfumul nu e rău în sine, cel puțin nu dacă îl folosești în scenariul corespunzător. Iar scenariul corespunzător pentru această compoziție este, din punctul meu de vedere, doar vara. Tocmai datorită combinației de elemente, pentru că ai mușcată și pentru că ai mentă. Și problema mea majoră cu acest parfum este tocmai nota aia de mentă care îți creează senzația de pastă de dinți. Asta este adevărul. Frederic Mal, Geranium Purmosiu. Nu e rău parfumul. Calitatea este acolo. Performanța putea să fie mai bună, ținând cont de prețul cerut. Dar devine un pic deranjant, mai ales după cel îl suficient de mult timp, după cel îl perioade îndelungate, devine deranjantă nota aia de mentă folosită în el. Și în mod în combinația aia cu tonurile florale, pentru că îți creează o senzație extrem de neplăcută pe termenul delungat, de lungat, de acvatic cu pasă de dinți. De efectiv, asta este senzația. Vara este ok, că e rece, e răcoritoare, e mentolat, te energizează, te revitalizează, dar uh, nici măcar atunci nu este un parfum pe care să-l porti non-stop, zi de zi. Ținând cont de preț, ținând cont de casă, în mod evident, pentru mine, geranium promonțuiu este un parfum supraevaluat el se bucură, din păcate, de foarte multe laude pe nedrept. Mai departe, să nu uităm pe prietenii de la Boadicea de Victorious. O, oh, da, o altă casă care se ocupă cu, să zicem, copiatul și reambalatul pe segmentul de nișă, la fel ca și Tamim, la fel ca și Electimus chiar, într-o oarecare măsură. Și dacă nu mă înșel, unul dintre fondatorii casei Electimus este și fondatorul al casei Boadicea de Victoria, dacă nu mă înșel. Pentru urmare, e lezne de înțeles. Dar vorbind despre regal, din nou o compoziție absolut demnă de uitat. De ce? Pentru că îți prezintă exact aceeași vrăjală tipică orientală și anume combinația dintre lenul de agăr și trandafir. Fenomenal! uluitor, spectaculos de neinteresant. Mai mult decât atât, casa asta, Boadicea de Victorious, are un specific aparte. Toate parfumurile lor. Indiferent că vorbim de cele mai accesibile, vorba bine, sau că vorbim de alea hiper, mega scumpe, toate încep fenomenal de puternic, te izbesc în pifometru, după care se sting extrem de rapid. Dar extrem de rapid, și devin parfumuri care stau doar la nivelul pielii, fără proiecție, fără siaj. Drept urmare, dacă nu ai ce face cu banii, recomandarea mea este apucă-te de boa de Victorious. Nu zic că toate parfumurile lor sunt așa, au și compoziții excelente, dar în cazul de față vorbim despre băiatul ăsta pe numele său regal, care se comportă exact ca majoritatea parfumurilor acestei case. Den de uitat. Deci parfumul nu e rău, miroase foarte bine, e foarte carnal, e foarte voluptos, dar pentru că îl dețin de atâta timp, am avut ocazia să constat toate lucrurile, toate aspectele astea, pe care alții, în mod curios, uită să le specifice atunci când slopozeesc adevăruri în mediul online. Următoarea intrare, desigur, să nu-l uităm pe fratele Rojadov. De la fratele Rojadov, vorbim despre linia colon. Da. Scandal, colon, scandal, parfum, colon, purom, este și varianta purfam, parfumul nu e rău, e foarte, foarte mișto parfum, mie personal îmi place foarte mult. Combinația de elemente este foarte calitativă, performanța parfumului este foarte bună, nu vă lăsați păcăriți de terminologia asta cu colon din această colecție, pentru că nu are absolut nicio legătură cu apa de colonie tradițională. Și implicit cu specificul de performanță al aceleia. Dar, pentru prețul Cerut, nu înțeleg de unde atâtea epitete. Nu înțeleg de ce este atât de supraevaluat parfumul ăsta. Nu înțeleg de ce este atât de supraevaluată toată această linie și dacă vreți să mergem chiar mai departe și despre această casă. În general. Pentru că, să fim serioși, Rojadov nu e băiat fraier, e... Foarte bun în ceea ce face, e foarte bun însă în facem în primul rând bani Și foarte multe dintre produsele sale nu justifică absolut deloc prețurile fantasmagorice practicate Iar în cazul lui Scandal parfum Colon Cu atât mai mult Și în general în cadrul acestei colecții Nu mi se pare că prețurile sunt justificate raportat la ceea ce primești Da, parfumul este interesant, este un fujer, este masculin, ai o notă de ambergris foarte foarte bună în el este ușor animalic, ai lavandă, poate fi purtat, e purtabil, are performanță bună, dar totuși, totuși, nu este ceva care excelează și dețin cel puțin 10 parfumuri, dacă nu și mai multe, care au compoziție similară și care sunt mai bune decât asta și care costă la fel de mulți bani sau în cazul unora chiar mai puțin bani. De urmare, nenea Rojadov se regăsește și el în această selectă listă cu parfumuri supraevaluate. Și la final l-am păstrat pe găgăuță asta. Cajal și al său Lamar. O, da. Nu știu dacă am văzut vreodată clip postare și am care să nu glorifice parfumul ăsta în ultimul hal. Drept este, sticla asta arată absolut fabulos. Deci din punct de vedere al prezentării, da, este ce trebuie. Problema intervine însă în momentul în care dai cu pifometru în el. Pentru că parfumul ăsta nu știe ce vrea să facă. Eu am încercat să elucidez pentru mine cel puțin misterul supra evaluării sale și al hype-ului de care beneficiază mediul online și am ajuns la concluzia că singurul motiv pentru care se bucură de toate acestea este faptul că este un parfum fenomenal de dulce. Dumnezeule! Este atât de dulce încât îmi întoarce stomacul pe dos. În mod surprinzător nu ar trebui să fie. Cel puțin dacă te iei după compoziție. Compoziție care conține foarte multe tonurile noastre, care conține tonuri aromatice, care conține tonuri florale. Dar Dumnezeule are în el niște tonuri de trandafir. Ai trandafir turcesc, ai trandafir anatolian, trandafir bulgăresc, care efectiv îți întorc stomacul pe dos. Și în combinație și cu o notă de vanilie fantastic de puternică, care capătă un accent zaharat Gândiți-vă la mierea de albine zaharisită. Exact sentimentul ăla îl provoacă, sau cel puțin îl provoacă mie. Și îl găsesc fantastic de repulsiv. La început, primele dăți, când l-am, după ce l-am cumpărat și am început să-l testez, mi s-a părut intrigant, mi s-a părut foarte interesant, foarte bine făcut, avea notaia de ananas în el, extrem de suculentă și de interesantă, care, ce să vezi, la momentul acesta în care eu vă vorbesc despre acest parfum, nu se mai regăsește. Nu o mai regăsesc, nu o mai resimt. Speranța mea a fost, după faza inițială, că parfumul se va modifica în sensul în care eu doream. În ideea în care mă interesa pe mine și -o anume nota aia de ananas să devină elementul central, acompaniată de tonurile alea de fructe de pădure roșii, de tonurile lemnoase, aromatice și așa mai departe, și să se mai disipeze din nota de vanilie, dacă vreți, aflată în compoziție. Din păcate s-a întâmplat exact invers. Exact invers. Adică exact ceea ce nu-mi plăcea s-a intensificat. Și pentru mine, în momentul de față, parfumul ăsta este efectiv repulsiv. Repulsiv. Asta este. În schimb, însă, în mediul online se bucură de foarte multe laude. Așa cum v-am zis, am încercat să identific motivul pentru care. Este pe placul unor astfel de cetățeni cu gusturi alese, și motivul este unul foarte simplu: faptul că este dulce, dar este un dulce din ăla absolut odios. Da, asta este. Ghinion de neșansă, cum s-ar zice, se mai întâmplă. Din fericire, nu toate lucrurile trebuie să fie pe placul nostru, preferința personală primează întotdeauna. Eu ceea ce am spus în clipul acesta, o spun din perspectiva mea și ca urmare a experienței mele cu aceste produse, v-am spus de la bun început, nu le consider a fi parfumuri rele sau slabe, nu le consider a fi parfumuri proaste, fiecare este frumos în felul său, doar că, doar că, dacă plecați la drum cu ideea prestabilită sau cu niște așteptări prestabilite foarte ridicate înainte de a achiziționa aceste produse, eu v-aș recomanda ca în virtutea acestui clip să vă mai temperați, să vă mai domoliți așteptările respective în situația ipotetică ca să fi interesați de aceste parfumuri. Doi la mână, ca întotdeauna, lucrul cel mai important este aspectul numit uh, testare. Eu uh, vorbesc din experiența mea. Pe voi parfumurile astea s-ar putea să fie total diferite, s-ar putea să fie niște capodopere, s-ar putea să fie absolut spectaculoase. Pentru că intervine factorul X, factorul secret, pielea fiecăruia. Piele care modifică radical comportamentul unui parfum. Înțelegeți lucrul acesta, că este cel mai important aspect. De multe ori nu parfumul este de vină pentru modul în care performează pe un cetățean sau modul în care miroase sau tonurile care se resimt în cadrul compoziției, ci pielea purtătorului este cea responsabilă pentru acest comportament. Pentru că pielea este afectată de foarte mulți factori, enorm de mulți factori. De urmare, dacă vă interesează aceste parfumuri, n-aveți decât să le testați. Este recomandarea mea întotdeauna. Nu trebuie să mă credeți pe mine pe cuvânt. Nu am nevoie să fiu crezut pe cuvânt. Nu am nevoie să fie mie validate sau invalidate părerile pe care eu le am bazate și fundamentate pe deținere și utilizarea acestor produse. Am nevoie ca voi, cei care vă uitați la conținutul meu, să înțelegeți că singurii, a căror părere contează cu adevărat, sunteți voi. Dar în virtutea experienței, în virtutea testării și purtării produselor despre care vă vorbesc, fie doar și de câteva ori, în așa fel încât să vă formați niște păreri, să ajungeți la niște concluzii singuri și exclusiv în virtutea acelor păreri, să decideți dacă merită sau nu pentru voi să cheltuiți banii pe astfel de produse. Pentru că Niciunul dintre cele arătate în această listă nu sunt produse ieftine. Chiar absolut deloc. Înțelegeți acest aspect. Voi hotărâți, voi decideți cum să vă cheltuiți banii. Dar ca să faceți asta, trebuie să testați produsele și să vedeți. Ceea ce pe mine funcționează nu este obligatoriu să funcționeze și pe voi. Ceea ce pe mine nu funcționează nu este obligatoriu să nu funcționeze și pe voi lucrurile pot diferi fantastic de mult. Eu nu dețin adevărul suprem, dacă-și imaginează cineva chestia asta, îmi pare foarte rău pentru el, tocmai de aceea vă încurajez și o să o fac întotdeauna să testați. Bun, am ajuns la final, ăsta este clipul, astea sunt cele 15 parfumuri pe care le consider supraevaluate, din motivele expuse pe parcursul acestui videoclip. Pentru cei interesați, să testeze, indiferent de câte ori vrei să porți parfumul, pentru cei interesați să aibă opțiuni să-și aleagă cantitatea pe care să o testeze, eu vă pun la dispoziție partea de decantare. Aveți la dispoziție decanturi de 1, 2, 3, 5, 10 și în anumite cazuri 15 ml. Aveți site-ul parfumeriagavu.ro, acolo găsiți lista actualizată la zi cu absolut toate produsele, cu absolut toate condițiile. Cine este interesat este binevenit, cine nu este interesat nu este absolut nicio problemă parfumeriagabo.ro este site-ul, acolo regăsiți tot ceea ce vă poate interesa. Vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție și ca întotdeauna vă urez toate cele bune. Numai bine națiune!